Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, aici, la Hunedoara 1 TV. Începem săptămâna așa, cu multă iubire, cu multă dragoste. Încă suntem în luna iubirii, pentru că încă suntem în februarie, este 26 februarie astăzi. E destul de călduț afară și se anunță o zi și cu mult soare, acum vedem dacă noi suntem ca vremea sau vremea e ca noi și vedem dacă va fi soare pe cer astăzi, așa cum anunță cei care se pricep la cititul vremii, pentru că astrologii spun că luna martie va fi magie, dragii mei. Acum, vedem câtă magie va fi. E clar că mai avem câteva zile până intrăm în luna primăverii, o lună pe care eu o iubesc foarte, foarte mult, luna martie, la fel de mult ca și luna decembrie, așa sunt eu, ori în primăvară, înviem, reînvie planeta, pomii, totul e renaște la viață. Și decembrie, când sufletele noastre renasc, pentru că atunci suntem mai buni. Cred, zic, vedem. O salut pe Mihaela, știe ea că eu mă gândesc mereu și prin postările pe care le fac, când pun câte o poză, Mihaela Cazan îmi scrie: tu sigur te gândești cum să împodobești pomul de Crăciun. E, acum mă gândesc că așa la zilele alea minunate de primăvară cu mult soare, care urmează să vină, și eu sper că vom renaște, dragii mei, că ne așteaptă o vară incendiară. Dar trecem prin luna martie, luna dedicată femeii. Dar până acolo, săptămâna aceasta, începem de lunea, așa cum suntem obișnuiți, cu prezența unui invitat special. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Mă bucur că sunt din nou aici. Ziceai că luna martie, spun astrologii, de fapt că... E magie în aer! E magie în aer, da. Primăvara este magică, este normal să fie magie în aer, mai ales în prima lună de primăvară, da? Și martie, și aprilie, și mai vor fi magice. Primăvara este magică. Înseamnă renaștere, într-adevăr, nu doar natura, și noi pe lângă natură, știi? Când vezi mugurașii pe crenguțele arborilor, când simți mirosul de verde crud, mai râdeau de mine acum mulți ani unii și alții, pe vremea când scriam poezii. Cum, Dumnezeu, să simți ce e aia, miros de verde crud? Zic, înseamnă că nu știți să simțiți natura. Primăvara miroase a verde crud. Da, e o culoare care are un miros, să știți. Ieri colegul nostru pe care îl salutăm, bună dimineața, Rosi, și mulțumim că ești alături de noi, Rosi, ia la picior pădurea de la Bejan și a trimis atât de multe poze ieri, la un moment dat ne-a trimis un papuc și a scris: și papucul a înverzit. Foarte frumoase pozele cu, era acoperit de mușchi, foarte frumoase pozele cu brândușe și cu ciupercile de la Bejan, dragii mei. Eu nici n-am știut până când Rosi nu a început să povestească, da, și să arate fotografiile. Deci dau bani grei. Mulțumim, Rosi, te iubesc, da. Sunt superbe, super, dragii, da, mei, da. A venit primăvara în pădurea Bejan. La Bejan deja a venit primăvara. Sunt ce delicate și de ce... vis, da, da. Pozele. Ăsta e papucul care a înverzit, dragii mei, uitați-vă, da, acoperit foarte, de mușchi, da. Foarte... Oare cine și l-o fi pierdut pe acolo? Da, și spuneam că până da, nu ne-a arătat el fotografiile și până când am văzut, nici n-am știut că în pădurea Bejan cresc ciupercile de lemn, urechiușele de lemn. În magazin sunt foarte scumpe, o caserolă de 100 de grame costă binișor, așa. Iar el se duce și le adună direct din natură. Super tare. N-am știut că sunt la Bejan. Așa că, de fapt, nu.
Nu vă duce să culegeți, lăsați-l pe el, nu-i luați porția. Nu-i luați ciupercile lui Rosi. Suntem, Rosi ne plimbă prin pozele pe care ni le trimite, ne plimbă și pe noi ăștia mai statici, prezent. Dar probabil că dacă va da căldura, sper să încep să mai mă plimb și eu. Vedeați așa. Culeg în ciuperci în niciodată, pădure. Niciodată, niciodată. Deja aia cu scrisuri la dansuri populare s-a dovedit că nu a mers. Nu m-am înscris încă la niciun club de dans. N-am reușit să ajung la foarte multe evenimente, dar cu siguranță în 3 martie, dragii mei, voi fi la Hunedoara. Vreau să-l... sărbătorim în primul rând pe mărțișor, dragii mei, dar și pe Vasile Enea, îl salutăm, e în direct. Bună dimineața, o zi frumoasă, o săptămână plină de satisfacții și împliniri. Mulțumim, Nea Vasile, suntem acolo pe 3 martie, va fi un spectacol dedicat mărțișorului. Ciprian Roman, Felicia Stoian, Ovidiu Olar, Bogdan Toma și Bogdan, firul cred, dacă citesc eu bine, da, zic bine, zice Rosi, mulțumesc Rosi. Doinel Hindorian vor fi prezenți pe scena Casei de Cultură din Hunedoara, începând cu ora 17.30 și, bineînțeles, Mariana Risipitu alături de Marcel Raț, Alin Ienciu, Mariana Suciu, pe care o salutăm și o iubim, Valerica Iano și Marian, Viorica Brândușan Lupo, Ovidiu Hergelegiu vor fi, și nu e fotbalistul, e interpret de muzică populară, dragii mei. E un nume predestinat ăsta, trebuie să fac eu, până la urmă vreau să-l aduc pe și fotbalistul și interpretul de muzică populară, să vedem care e legătura dintre ei doi. Pentru că mereu facem tot felul de asocieri. Dragii mei, Casa de Cultură din Hunedoara deschide larg ușile, sărbătorim cea mai frumoasă sărbătoare a primăverii mărțișorului. Noi o vom tot sărbători săptămâna aceasta aici la Dale Dimineții, o să vedeți. Aducem și câteva maestre, artiste, să vedem cum iau naștere aceste mărțișoare, dar pe fiecare zi, dacă sunteți alături de noi, veți afla despre ce este vorba, dar pe 3 martie, cu siguranță, vom fi la Hunedoara și toată săptămâna vom veni cu detalii și vom reaminti de acest spectacol și sper să-l sărbătorim pe Nea Vasile așa cum se cuvine, că face frumoasa vârstă de 65 de ani. Nu, acum sper să nu se supere pe mine, dar vedem asta. Ce, e tânăr? E tânăr la 65 de ani. De cum? Mă simt jignită. Dacă tu zici că la 65 de ani eu n-am zis vârstă... nimic. Frumoasa vârstă de 65 de ani. Deci e tânăr, mai poate să tragă și să muncească încă și de ani. Știi? Și va munci, sunt convinsă de asta, da. Că iubește tradițiile, folclorul, iubește ansamblul Hațegana și va rămâne probabil foarte aproape de toți cei care iubesc folclorul autentic românesc. Eduard Nicolae Hinț, Edi, bună dimineața, ne spune Alina Monica Cărmăzan, bună dimineața, Anea Vasile, Maria, Tanti Maria se uită la noi, îl salutăm și pe domnul profesor George Câlțea, maestru dirijor al orchestrei ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Maria Hinț, bună dimineața, să fiți iubite, mulțumim, Tanti Maria, și noi vă iubim. Constantin, îmi sar aici mesajele, stați că le mai pierd. Constantin Pandia ne scrie, bună dimineața, oameni frumoși, zile minunate, să aveți și ni le faceți și nouă. Și voi ni le faceți frumoase atunci când urcați pe scenă, dragii mei, și ne încântați așa cum ne veți încânta, sunt sigură, în 3 martie, pentru că și domnul Constantin Pandia face parte din ansamblul Hațegana. Am săpat eu pe face buc aici, am văzut eu că suntem prieteni, am împrietenit de curând și pe Facebook. Rămânem în stare de sărbătoare, dragii mei, pentru că a fost 24 februarie, a fost o sărbătoare românească dedicată iubirii,
A fost cu foarte multe spectacole, a fost cu cântec și cu poezie, dragii mei, pentru că la teatru din Petroșani de Sârbu, Biblioteca Județeană Ovid Densușanu, Hunedoara Deva, și mulțumim lui Rosi de poze, avem poze de acolo care ne-au fost transmise și le puteți vedea și dumneavoastră pe pagina bibliotecii județene. A fost un spectacol dedicat iubirii. Nicol, cred că tu poți să ne spui mai multe, pentru că tu scrii mereu știri despre bibliotecă. Presupun că n-a fost ceva inedit, a fost un spectacol care este se ține în fiecare an. Da, uite și pe colegul nostru jurnalist, Tiberiu Vințan, care a prezentat spectacolul. Eu mă bucur de ofensiva culturală a Consiliului Județean, care, chiar dacă județul este împărțit în două, nordul și sudul, știi? Adică Valea Jiului și restul județului. Iată că multe dintre evenimente se duc și în Valea Jiului, multe dintre evenimentele organizate de Biblioteca Județeană. Bine organizate, bine gândite, știi, unii ar zice, no, ce mare lucru să spui niște poezii sau mai. Poezia de dragoste, poezia de dragoste este imbatabilă. Melodiile, doinele de dragoste și tot, e imposibil să nu placă. Și așa că, sigur, spectacolul a fost bine primit și apreciat și sunt convinsă că a strânit și foarte multă atenție, pentru că, în general, sunt bine organizate. Cum îți spuneam, poezia de dragoste este nemuritoare și uite-te, vezi că la final au fost aplauze exact ca pe scena de teatru, cu publicul în picioare și doamnele au primit flori. Deci, măi, suntem răsfățate. A fost luna februarie, luna iubirii, urmează martie, mărțișorul, iar flori, iar mici atenții, mărțișoare. Tu ai văzut ce mărțișoare superbe? În afară de spectacole, de mărțișoarele sub formă de spectacol, știi? Că și astea sunt niște mărțișoare până la urmă. Ce mărțișoare au apărut anul ăsta. Eu mă bucur că se organizează astfel de evenimente și în Valea Jiului. Mă bucur că Biblioteca Județeană nu uită de publicul de acolo, nu uită de femeile de acolo, nu uită de oamenii de acolo, pentru că, să avem pardon, Valea Jiului atât de greu încercată din punct de vedere economic și social, deci socioeconomic, are nevoie și de astfel de evenimente, clar, clar. Mai descrețim frunțile, mai umplem inimile, dacă nu le umplem, măcar mai picurăm câțiva strop de liniște și de iubire. Ați văzut adică în poze... trebuie învățat să iubească, nu numai să fie încrâncenați și să fie revoltați și supărați, știi? Sunt mai pătimași și să oamenii de acolo din da, zonă. Și să prețuiască și femeia. Știi că viața grea te cum să spun, te abate de la un drum normal. Cu cât este viața mai grea, cu atât uiți și de sentimente și de te gândești numai la ale tale și numai la necazurile tale. Te lași acaparat de ele. Ei, evenimente de genul ăsta sunt bune pentru că, așa cum spuneam, mai picură și câțiva stropi de liniște și de iubire în suflet. Femeile trebuie, indiferent de cât de grea este viața, că ele duc greu, da? Acasă, nu? Că minerul ca minerul, știi tu, el se duce cu gândul că s-ar putea să vadă ultima dată soarele sau albastru cerului și el știe ce are de făcut. Dacă iese din șut, e norocos.
se oprește la primul birt, își spală cărbunele de pe gât cu o bere 20 câte ori fi și când ajunge acasă, muierea trebuie să fie acolo ca în bancuri, drepți. Drept. Știi? Depinde cum are minerul pălăria pe cap sau masca pe cap. Da? Da. Ia cu copii, ia cu mâncare, ia cu bani puțini, ia cu curățenie, ia cu tot. De asta este nevoie de astfel de evenimente. Este nevoie, că poate ne mai aducem și noi aminte să iubim. Spectacolul s-a numit doar, mă rog, întâlnirea, că n-a fost neapărat un spectacol, deși am văzut acolo și artiști, Quartetul Cuore și o parte din orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean, alături de domnul George Câlțea, alături de domnul manager Ciprian Roma, care a fost în postura de interpret de data aceasta. A fost și muzică de cameră, a fost și folclor autentic românesc. A fost și poezie de dragoste. A fost poezie de dragoste, a fost prezent domnul subprefect Fulga, e de acolo din zonă, o figură politică rar întâlnită pe la televiziuni, nu se știe. Probabil acum, a fost și dorința dânsului. De, fiind la el acasă, da, presupun că da. A fost dorința de a avea loc un astfel de eveniment în Valea Jiului. Dor și drag de Dragobete, a doua, mulțumesc Rosi, a fost a doua ediție, dacă nu mă înșel, dacă mă înșel îmi cer iertare, foarte frumos evenimentul. A fost primul dedicat iubirii, a fost pe 22, dragii mei, dar pe 24, Nicol, pe 24, eu și Rosi am fost plecați pe teren. Fost? Iară, voi n-aveți stare, măi, voi n-aveți stare, efectiv, umblați de colo-colo. Știi, mi-aduc aminte pe vremea campaniei electorale când era Mircea Moloț președintele Consiliului Județean și își făcea campanie electorală și zicea, am arat județul de la un cap la altul, așa și voi, arați județul de la un cap la altul. Am fost la teatru, dragii mei, ca să nu așa, ne-am întâlnit cu domnul profesor, doctor universitar, Alexandru Vlad Ciurea, no, pe 24, super organizat de biblioteca, da, județeană Ovid, no, dar și de Sebastian, și Sebastian e de obosit. Da, ca și noi are județul. Da. Domnul director Sebastian Paral, vedeți în imagini, dragii mei, acolo pe scenă, și din nou ziaristul pe care l-ați Tiberiu Vințean a fost moderator de data aceasta. O sală plină, oameni curioși să îl audă, să pună întrebări domnului Ciurea, domnului doctor Vlad Ciurea. Foarte frumos evenimentul. O să avem un material pregătit pentru dumneavoastră, interviurile pe care le-a dat, ce vorbe ne-au spus și cu cât dragoste ne-a răspuns la întrebări, dragii mei, veți vedea în... Aici mă gândesc că laudă biblioteca, nu? Sau Consiliul Județean, sau ce? Biblioteca, da, biblioteca. Că a arătat spre sigla bibliotecii. Ovid Tensușanu, povestește foarte deschis, domnul doctor, foarte deschis și cuvinte foarte simple, asta m-a impresionat. Dânsului, da. Tocmai pentru că este un tip care și are ce să spună. Completez, da, cele spuse de dar o și spune așa cu priză la oameni. Pentru că altfel, dacă nu simți ceea ce spui, mesajul nu este perceput. Trebuie să-l simți acel mesaj că vine din inimă. Iar vorbele domnului doctor își ating scopul și ajung exact acolo unde trebuie.
în inimile oamenilor. E foarte interesant să stai de vorbă, mai ales că poți să pui întrebări, da? Să stai de vorbă cu cineva care poate să ți răspundă. Și te simți și tu mai bine, știi, mai... Te simți ca la psiholog, știi? Apropo de psiholog, până ne uităm la imagini, imediat va intra și materialul cu sunet în care am stat de vorbă cu domnul profesor, doctor universitar Vlad Giurea. Foarte frumos mesajul pe care l-am primit, dragii mei, și vreau să-i dau citire. Truța Alexandra ne scrie: bună dimineața minunilor! Luna aceasta este într-adevăr luna iubirii și eu trăiesc spectacolul iubirii, iar astăzi împreună cu soțul meu minunat aniversăm 3 ani de căsătorie. Să aveți cu toții ani buni, frumoși, în armonie și iubire. Soțul meu, Cosmin Truță, te iubesc infinit și îți mulțumesc pentru că ești tu. Fetelor, vă iubesc și pe voi. Și noi te iubim, Alexandra. Foarte frumos mesajul. Cu foarte mulți, mulți ani de acum încolo împreună. Foarte mulți. Și tăcem. Ați descoperit cumva legătura dintre știință și credință? Lucrez la așa ceva. Continuu. Este o... Vine de undeva, de sus. Dacă te canalizezi spre direcția asta, simți la un moment dat că începi să fii inspirat. Și lucrurile vin treptat. Mai vă ascult pe dumneavoastră, vă ascult pe dumneavoastră și mai ascult și pe preacucernicii părinți și aflu și aflu. Mergeți într-o biserică ortodoxă, creștină, românească și stați și meditați. Și o să vedeți că de undeva de sus, din cupolă, încep să se coboare anumite gânduri, anumite idei și vin. Și începi dintr-o dată să simți că tot organismul se simte bine. Devii mai curat, mai puternic, mai sănătos și mai cu credință, cum a spus dumneavoastră. Vreo rețetă pentru o cale de vindecare mai rapidă? Rețeta este cea românească. Este, eu spun, grădina țărarului, fără pesticide, insecticide sau alte lucruri de genul ăsta. Grădina țărarului, cu care am trăit și care am mâncat o mâncare extrem de sănătoasă, cireșile din curtea vecinului, ruzincile de pe deal, agrișele, toate merele care aveau gust de măr, toate astea sunt sănătate, puncte, puncte românesc. Ce-i face cel mai rău creierului? 3 lucruri, dar vi le spun la ședință, să le spun și acum. Stresul. Panica. Panica. Spune că a intrat în panică. Stresul. Și insomnia. Cele 3. Cum scăpăm de ele? Invers. În loc de stres, dacă se poate, socializare, liniște, calmul, pas cu pas, cum spune domnul președinte. În loc de insomnie, somnul bun, somnul dulce, mult aduce. Și îndepărtarea fenomenului de agitație. Deci să le facem, cum se spune, ardean, încet și bine. Dacă ați avea așa o putere miraculoasă, ce ați schimba prima dată în lume? Nu, România ar schimba-o. Nu toată lumea, pentru că mă interesează aici. Ce facem noi aici, nu mă interesează el. Da. Și noi putem trăi aici foarte bine și foarte frumos. Cu zâmbetul pe buze. Da. Pentru mulți dintre pacienți dumneavoastră, la un moment dat în viață, când au ajuns acolo la dumneavoastră la ușă, ați fost lumina, lumină reală, speranță de viață. Care sunt cuvintele cu care îi încurajați să facă pasul următor? Da, este foarte interesant. În primul rând, pacientul trebuie să te perceapă, să te iubească, să te înțeleagă. Pe toate trebuie să spui în ochii lui. Și să spui: sunt și eu pământean ca dumneata, pot să fac asta, pot să te ajut cu asta. Dar mie nu mi-e jenă să recunosc dacă n-am reușit totul și să găsim o altă soluție și o altă soluție, niciodată să nu disperăm. Încrederea care o câștigi, uitându-te în ochii lui, face totul în vindecare, măcar ameliorare. Și la unii le spun și o frază a lui Ambroise Paré, în jur de anul 1600, fondatorul chirurgiei, care a zis: dacă poți în unele situații, vindecă. Așa ameliorează, dacă poți, în majoritatea, dar mângâie și alinează întotdeauna. Sunteți unul din vizionari. Ne așteaptă un an deosebit, 2024. Care sunt cuvintele pentru populație pe care le adresați astăzi populației, celor care sunt contemporani cu dumneavoastră? Unul din vizionari. Vizionari, am să spun mesajul pe care l-am pregătit, l-am gândit și pe scenă cu 3 cuvinte, ca să fiu foarte scurt. În primul rând, citiți.
citiți, nu vă lăsați influențați de tot felul de breaking news și de elemente de TikTok sau așa. Citiți, gândiți. Este obligatoriu să gândești. Și al treilea, nu uitați, iubiți. Cum se roagă un om de știință? Exact ca pracucernicii părinți. Nu e niciun fel de deosebire. Lumina vine de sus. Contează ținuta, contează gândul, poziția, ochii, fața, inima. Folosiți cărțile sau folosiți inima? Eu folosesc cărțile tot timpul. Eu sunt pentru cărți. Dar sigur și partea emotivă contează întotdeauna. Depinde. Dacă e în apropiere domnișoară, da. A răspuns Dumnezeu vreodată? Am avut momente grele în viață și într-adevăr am avut un moment în care mă clătinam. Și am făcut o rugăciune de ore și ore și tot și mi-a dat un semn. E pură întâmplare că astăzi, 24 februarie, sunteți astăzi la Deva? Nu știu care e întâmplarea, știu doar atâta că, fine, domnul director al bibliotecii a insistat ca să vin și tuturor cei care m-au dat, dar de ce mergi la Deva? Așa simt. Asta a fost răspunsul. Așa simt. Câteva cuvinte. Să trădez oamenii de acolo. Pentru că eu sunt român. Vă mulțumim. Eu sunt român. Mi-am dorit ca acest interviu simplu, curat, frumos, empatic, a unui om, a unui vizionar, să ajungă în casele dumneavoastră. Parte din el va fi folosit de către colegele mele de la știri. Nico Levner aici lângă mine și Petronela Tămaș, dar mi-am dorit să aduc în sufletele dumneavoastră, în casele dumneavoastră, lucruri pe care de foarte multe ori nu le auzim. Le ascultăm, dragii mei, că nu suntem surzi cu totul, dar nu le auzim. Diferența între a asculta ceva e și a reușit să auzim ceea ce ascultăm. Da, domnul profesor, mi-a confirmat domnul doctor, profesor universitar, Vlad Giurea, mi-a confirmat încă o dată că pe aici, pe acolo, am dreptate și ceea ce spun în fiecare dimineață și încerc, dragii mei, să vă transmit, nu sunt singură, sunt oameni mult mai citiți, mai deștepți, care au scris foarte multe cărți, dar simt la fel. Lumina vine de sus, ați auzit, spune domnul profesor. Cât de importantă este rugăciunea? Cât de importantă e rugăciunea, cât de important e să ai, sunet, să ai sufletul curat atunci când spui o rugăciune, să fii convins că lucrurile vin dintr-o inimă care bate pentru cel care e lângă tine, să ai un gând curat. Mi-a spus un prieten zilele trecute că limbaj de emisiune, ca să nu-l iau cu un limbaj de emisiune. Dragii mei, cei care mă cunosc ar trebui să știe că eu când vin aici la Dale Dimineții, chiar vin cu gândul curat și că nu e nicio diferență între omul acela pe care îl vedeți pe stradă, alături de dumneavoastră, plătește facturi, își face cumpărăturile, și ăsta care vine în fiecare dimineață în direct de la 7 la 8, fără 5, fără 10, aici alături de dumneavoastră. Nu vreau să critic pe nimeni, nu vreau să... vreau doar să înțelegem că noi putem schimba lucrurile de lângă noi, de aici, din preajma noastră, pentru că dacă reușim să trezim partea bună din fiecare dintre noi, pentru că fiecare dintre noi avem o parte bună pe care o învățăm imediat după ce ne naștem. Dar, uite, Alexandra Truță ne scrie, vă mulțumesc și vă iubesc, fabulos interviu domnului profesor doctor Alexandru Vlad Giurea, atât de simplu și de curat, citiți, iubiți, gândiți. Citiți, deci cât de important este cititul, cât de importantă este cartea, da? Nu a spus-o doar dânsul, au mai spus-o și alți invitați, vorbesc, au spus-o publicului de vean, dar mi-aduc aminte de vorbele lui Einstein, care spunea, dacă vreți să aveți copii deștepți, citiți-le povești
Și dacă vreți să aveți copiii și mai deștepți, citiți-le și mai multe povești. Deci cititul este foarte important încă de la vârstele în care ai noștri prunci încep să perceapă anumite fraze sau o anumită cursivitate a evenimentelor, da? Este foarte important cititul. Cu cât citești mai mult, cu atât îți dezvolți vocabularul, îți dezvolți universul cunoașterii. Din păcate, exact cum spunea și domnul doctor, mai ușor cu TikTok-ul, mai ușor cu aia, mai ușor cu aia. Nu trebuie să o lăsăm mai ușor neapărat, mai ușor, dar să reușim să facem un echilibru între ceea ce vedem pe TikTok, să râdem acolo unde ne dăm seama și că să e... gândim cu creierașul nostru, ce spuneam vreau eu, să înțeleg, nu vreau... Facebook-ul ăsta bate, să-l bată TikTok-ul și Instagram-ul și YouTube-ul și apropo, suntem live, dragii mei, și pe YouTube și pe Facebook, ne găsiți în fiecare dimineață, emisiunile rămân acolo, le puteți vedea mai târziu. Nu e vorba să eliminăm rețelele de socializare. Dar n-am zis să eliminăm, pentru Doamne că, ferește! Asta încerc să-i fac pe telespectatori să înțeleagă. Totul are rostul lui. Datorită acestui Facebook pot să văd ce fac colegii mei cu care am copilărit. Pentru că foarte mulți ani n-am știut foarte multe lucruri despre cei cu care eu am copilărit. Datorită Facebook-ului îi văd care pe unde mai lucrează, pe unde sunt, pe unde ne-a dus soarta prin lumea largă. Să facem diferența, să găsim o știre, partea din știre care ne e folositoare, asta spunea și domnul doctor, păcat că o să mai vină, probabil că în general vizionarii după ce au fost odată la Deva mai tot vin. Și a venit pentru că a simțit? Și a venit pentru că a simțit. Întrebarea a fost pusă cu tâlc, l-ați văzut că răspundea foarte, a fost de o sinceritate care m-a uimit, dragii mei. Un om învățată cu politicienii care... Și mesajul, dacă l-ascultați, adresat populației pentru 2024, da. Tocmai pentru că atunci când îl ai lângă tine, ar fi păcat să nu-l întrebi ce mesaj are, mai ales că intrăm în comasare. Dar mai până la comasare mai avem... electorală, mai, să nu se înțeleagă altceva. Lasă că telespectatorii noștri înțeleg ce vreau să zic. Ioana Tatiana ne zice, bună Dimi, să ne iubim frumos, oricând poate facem lumea mai frumoasă. Da. Bună dimineața, servus Tatiana, mulțumim că ești alături de noi. El nu lumea mai frumoasă, că nu o să putem să o facem mai frumoasă, dar putem să... Putem. Am citit acum mulți ani, e vorba de un experiment al celor de la al celor de la NASA și spuneam în felul următor, în afară de faptul că timpul s-a comprimat de la 24 de ore, spuneau ei acum câțiva ani buni când am citit eu articolul. De fapt, timpul real este doar de 16 ore și câteva minute, de asta avem impresia că trece timpul foarte repede. Nu vorbesc despre explicația științifică a comasării timpului, că mă depășește și pe mine, dar am luat informația în sine. Și am mai văzut un reportaj foarte, foarte interesant și spuneam felul următor. Știți că eu tot timpul spun că suntem rezultatul gândurilor noastre. Suntem energie, gândurile noastre sunt energie, tot ce transmitem în univers se întoarce. Iar acel experiment spunea în felul următor. Dacă jumătate din populația planetei sau ceva mai mult de jumătate din populația planetei s-ar gândi și și-ar dori și ar vorbi numai despre apocalipsă, apocalipsa s-ar întâmpla, s-ar petrece. Pentru că rezultatul gândurilor noastre ăsta ar fi. Și atunci mesajul Doamnei este foarte real. Să iubim frumos cât mai mulți, să fim mai mult de jumătate din planeta asta care să ne dorim o viață frumoasă și atunci ea s-ar materializa, s-ar întâmpla. Numai că știu și alții
rezultatul acestui experiment și nu ne lasă. Și atunci încep războaiele, este întreținută foametea în anumite zone și tot felul de întâmplări de genul ăsta. Iar știrile ne bombardează numai cu evenimente aproape în totalitate, zic așa, negative. Vezi că emisiunile plăcute, știrile informative cu informații reale pentru oameni și altele nu sunt atât de vizionate și nu sunt atât de apreciate precum cele negative, scandalurile, uite cum e scandalul de la Simeria acum, cum sunt altele și altele din Deva. Alea sunt apreciate, alea sunt împrăștiate, distribuite și, vai de mine, ce nenorocire. Știrile bune, emisiunile bune, plăcute, care îți arată că se poate, alea nu sunt chiar atât de apreciate. Deci, dacă jumătate din planeta asta și-ar dori o viață frumoasă și bună, așa s-ar putea întâmpla, numai că nu suntem lăsați să iubim. Sunt înlăsați că cumva o dăm înainte, uite, ne unim mână cu mână, ne scrie Ioana Tatiana, Tatiana e foarte iubitoare, mulțumim Tatiana în această dimineață, cred cu tărie că sunt în rezultatul gândurilor noastre și ne pune o îmbrățișare, mulțumesc că existați și pentru mine și noi îți mulțumim că existi, frumoasă doamnă, nu se știe când te hotărăști să vii într-o dimineață la Dale Dimineții. Îl salutăm înainte să mergem mai înainte și pe Adrian Mureșan. Bună dimineața, o săptămână superbă vă doresc. Și noi, tot un membru al ansamblului Hațegana, e alături de noi. Iubim cu tărie și reușim, Nicol, eu reușesc să răspund. Da, dar răspund. Nu jumătate din populația lumii, de asta spuneam. E complicația, dar hai să reușim să ne iubim. Hai să ne reușim să cucerim jumătate din cercul nostru de prieteni. I-am cucerit pe toți. Nu că... Să emitem așa... Că altfel n-ar fi prietenii noștri dacă nu i-am fi... Corect. Dragii mei, un prieten de-al nostru bun are o problemă, se ocupă de demolări, Daniel Iancu. Apropo de citit și de carte, deci, dragii mei, știrea săptămânii, Dani, te salutăm, te îmbrățișăm, te iubim, să nu te lași, să citești mai departe. Deci a fost sunt știrea de acasă de la de el. El în toată casa are numai rafturi cu cărți. Exact cum spunea, un dulap pentru haine și zice, în rest, ce-mi trebuie? O servantă pe care să pun un televizor, în rest cărți, pentru că, să ținem cont că a fost premiat de președintele României, da, a primit o medalie de la președintele României, drept recunoaștere pentru volumele scrise de el, pentru cercetările științifice, pentru tot, da. Na, și știrea acum... a fost că a fost reclamat că se dărâmă blocul la Asociația de Locatari, da. Că se dărâmă blocul din cauza numărului. Mulțumim, Rosi, așa va arăta. Asta, deci îți dai seama că știrea pe Facebook a stârnit o mulțime de reacții și asta a fost cea mai... Da, știi... A detronat, am văzut la un moment dat, n-am reușit să citesc. Adică cel care l-a reclamat, cam așa și închipuia, știi, cred. Că s-ar putea Eu cred că am văzut poza și ajungem de unde am plecat. Mai lasă un pic, Rosi, te rog. Da. Deci, dragii mei, în concluzie, l-am auzit și pe domnul profesor... Citiți. Unu. Găsiți fake-ul din spatele știrii, presupun că vecinii lui Daniel Iancu au văzut această poză pe rețelele de socializare și s-au speriat. Dacă ni se întâmplă și nouă, o să încercăm să-l aducem pe Dani la noi, la Dale Dimineții, să ne povestească în direct toată tărășenia, cu cărți, cu tot, dacă reușim să le mutăm o parte, n-avem cum. Gândește-te că omul ăsta, aproape toți banii i-a dat numai, are vreo 20.000 de volume.
A și scris, și are și propriile lui cărți, cărți rare, a fost, care nu se găsesc nici la biblioteca. Jurnal de ce la... scrie el cu prieteni, da. Ovidiu Iancău, au fost prietenii alături. Da. A luat la pas toate bisericile și toate... Face poze. Și cimitirele din județul Hunedoara a făcut o... Deci, nu, n-am cuvinte. Deci omul ăsta este doxă, da? 20.000 de cărți, toți banii dați pe cărți, multe dintre ele cărți rare. Ce nu-i în cap, în casă, am mai pus și pe casa scării, am citit și eu în comentariile de la postare. Dacă fumează cineva și dacă iau foc cărțile și iau foc și blocul și dacă se prăbușește blocul din cauza greutății cărților și îți dai seama, bloc făcut din beton, da? Nu, acum... Așa. Dragii mei, e o poză, nu e real. E un răspuns ironic la situație, știi? Da. Cineva de pe Facebook comenta în felul ăsta, deci e super tare. Dacă reușim să-l aducem pe Dani săptămâna asta, pe Daniela săptămâna asta la Dale Dimineții, să ne povestească de toată tărășenia cu cărțile, să vedem cum le depozitează, numărul exact de, nu cred că știe numărul exact de volume pe care îl are. Nu, garantez că știe. Garantez că le numerotează și le are o evidență foarte strictă. Sunt foarte curioasă, o să încerc să vedem dacă reușim să-l aducem la emisiune. Dragii mei, până să trecem la povestea iubirii dintre partidele politice, inimi generoase, în un afiș Rosi poate mă ajută. Mulțumesc, Rosi. Pentru unii cărțile sunt periculoase. Am primit un mesaj, dragii mei, așa e. S-ar putea să descoperi că lumea ta se năruie. O să mai ne legăm de mesajul ăsta. În așteptarea primăverii, ediția a doua, 29 februarie, ora 16, Atelier de mărțișoare. Episcopia Devei și Hunedoarei, împreună cu Asociația Inimi Generoase, acel buchet frumos de inimi, Lavinia Nan, dacă faceți aminte, a fost alături de noi într-o dimineață, aici la Dale Dimineții, dragii mei, la Centru de Zi pentru Copii Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Foarte frumos, un eveniment dedicat acestei frumoase împletiri între alb și roșu, între sinceritate și iubire, două sentimente pe care le putem învăța dacă nu le cunoaștem, și sinceritatea și iubirea. Putem să învățăm, dragii mei, să fim sinceri, să ne trezim într-o dimineață, tot vine martie, știți, și se spune că e cu schimbări și cu magie, să ne trezim dimineața și să spunem astăzi sau de astăzi vreau să fiu sincer. Între rece și cald. Partea cu roșu, vreau să iubesc și să spui de astăzi vreau să învăț să iubesc. De îndrăgostit ne îndrăgostim, dragii mei, fluturași și la stomac, pe aici, pe la mine, prin studio. Simțim acea, ne dă acea stare de libertate, de frumusețe, dar să învățăm să iubim cu adevărat, spunea și domnul profesor. Nu sunt eu dusă rău cu Pluta pe Mureș, că n-am bilet de vaporaș. N-am bani de bilet să-mi iau la vaporaș, dar mai sunt oameni care cred că putem învăța să iubim în fiecare zi și poate că unii dintre noi învață și empatia și sinceritatea. Că na, de ce să ne tot mințim pe noi înșine? E complicat cu asta, cu minciuna, și e complicat partea asta cu minciunea, mă tot întreabă prietenii. Dar tu de ce nu minți? Am eu câțiva. E dureros adevărul. E foarte dureros. Dar, dragii mei, noi ăștia care încurcăm numele de... Adică nu ține minte numele ca lumea, vă dați seama că ne-am încurcat propriile minciuni. Mie una mi-a fost mult mai lejer după ce am luat-o de câteva ori, că mi-am uitat minciuna originală, a renunțat să mai mint, merg pe adevăr.
că e mai simplu. Iar când nu pot să spun adevărul, că îmi dau seama că nu e momentul să spun adevărul, măcar tac. Știți? Tac, tac. Am învățat și eu să tac uneori, zice Rosică, mai rar. Și ne întoarcem la mesajul cu unora nu le place să citească. Acum... Păi stai să vezi și rezultatele, că toți suntem în domeniu. Da. S-a terminat, au venit în sfârșit așa. Rezultatele de la simularea evaluării naționale așa. Pentru elevii de clasa 8-a. Vreo 3040 parcă de elevi erau înscriși, au absentat și la proba de română și la proba de matematică vreo câte 200 și ceva, nu asta contează. Prezența a fost de peste 90%. Rezultatele sunt dezastruoase. 57% au luat note egale cu 5 și peste 5. 57%. Acum, procentul zice că e un pic mai măricel față de cel de anul trecut. Avem o problemă. La matematică au luat note egale cu 5 sau peste 5, doar 32 parcă la sută. La limba și literatura română au stat mai bine, vreo 70%. Înseamnă că au mai citit ceva. Iată beneficiile cititului. La matematică avem o foarte mare problemă. În condițiile în care olimpicii români sunt recunoscuți la nivel mondial ca cei mai buni. Acum, la matematică. Nu știu, n-am urmărit subiectul, nu pot să-mi dau cu părerea. Eu iubesc și apreciez tinerii. Toate pădurile au și uscături. Ați văzut că și Rosi a găsit în pădurea de la Bejan un pampuc. Dar vreau să cred că rezultatele au fost atât de slabe pentru că nu s-a dat importanța cuvenită acestor simulări. Tinerii prinși de magia iubirii și a primăverii și așa n-au dat suficientă atenție acestor simulări. Doar două licee din județ, două școli, două unități școlare din Deva și din Valea Jiului au avut promovabilitate, să zic, 100%. Adică au luat la simulare note peste 5 sau egale cu 5. În rest... Acum, draga mea, sunt și sub 5, nu mai zic de 3, de 2, de 1, de... Avem școli foarte bune, avem profesori foarte buni, avem elevi foarte buni și avem profesori care sunt mai puțin empatici, la fel ca și medici, avem elevi care sunt mai puțin empatici, la fel ca și elevi care sunt mai empatici. Stai să-ți explic. Oare de ce? Eu zic, pentru că am uitat să iubim, în primul rând. Cartea, învățatul... Am uitat să ne iubim profesia. Exact. Și acum să luăm lucrurile așa cum sunt. Eu nu le iau apărarea nici profesorilor, nici elevilor. Părerea mea e următoarea. Avem nevoie de oameni care să exceleze în cu totul altceva decât matematică și română. Ama, limba română ar trebui să o cunoaștem foarte bine, pentru că e limba noastră. Ar trebui să știm să scriem o cerere, să facem o referat. Au fost cazuri în care elevii au fost depunctați pentru că nu s-a putut corecta lucrarea, nu s-a înțeles ce au scris. Da, sunt de acord cu tine, dar va fi foarte bun cameraman. Am pierdut exercițiul scrisului. Va fi foarte bun cameraman, va fi foarte bun regizor de film, va fi foarte bun la strung, va fi foarte bun la, nu știu, la montat geamuri, va fi un tâmplar foarte bun. Acolo cu tâmplarul nu prea merge, m-am tot gândit eu că acolo trebuie să fie un pic bun la matematică, că trebuie să știe să măsoare și să socotească.
Până la urmă nu putem fi toți buni și excela în toate. Și astea cu... Eu mi-aduc aminte pe vremea noastră că nu se dădeau aceste simulări, dar aveam profesori care ne simulau la o dată, la două săptămâni. Dădeai teză, cum? Dădeam, teza era teză, nu era din toată materia. Mm. Acum hai să fim... să dăm cezarului ceea cezarului. Cei între care au luat... N-au putut să facă un exercițiu de clasa a doua. Discutabil. Poate nu s-au concentrat. Avem elevi foarte buni, eu insist. Eu oricum vă iau apărarea. Am demonstrat de 11.000 de ori prin tot felul de știri cu și reportaje. Cu cât evoluează societatea, cu cât evoluează tehnica, cu cât evoluează știința, de ce să mai devenim noi mai neputincioși, nu ne mai folosim creierul, nu ne mai folosim abilitățile, aptitudinile, nu mai folosim nimic. Nu mai știm să tăiem o înceapă pentru că dăm drumul la robot, nu mai știm să calculăm timpul pentru fiertoul sau pentru nu știu ce, pentru că dăm drumul la oala electrică și își face treaba. Nu mai tăiem cartofii, pai, pentru că avem dispozitiv de tăiat. Dar putem găsi un echilibru, draga mea. Să folosim și tehnologia care vine în ajutorul nostru pentru a avea timp să facem sport, să citim nu o carte. Nu mai calculăm pentru că avem calculatorul care așa, nu mai scriem și nu mai citim pentru că este inteligența artificială care scrie în locul nostru și vezi de multe ori că site-urile care folosesc inteligența artificială amestecă informațiile de nu mai știi ce e acolo. Și da, trebuie să ne întoarcem la domnul profesor care e una și articolul este cu totul altceva, că m-am gândit, zic, nu se poate așa ceva. Și după aceea am aflat că sunt redacții care folosesc, în locul redactorilor folosesc această metodă. Dai tagurile și îți scrie altcineva. Nu și inteligența artificială nici, nu și Nicol Ebner și Petronela Tămaș. Never. Rămâneți alături, adică de jurnalul de știri. Cât o să mai așa, că nu se știe niciodată care sunt intențiile patronatului. Nu cred că ajungi să te pensionezi. Și aș vrea să văd un pamflet scris de inteligența artificială. O să ai șansa anul ăsta, îți garantez. Ne luăm la revedere, dragii mei, pe repede înainte. Și n-am apucat să vorbim iară despre turismul Maria pe Butuci. Vorbim lunea viitoare de turismul pe Butuci, că l-a pus cineva pe Butuci, că mai avem 3 minute. Dar, draga mea, vreau să vorbim despre marea iubire dintre, da, așa, pe repede înainte, în câteva cuvinte, un om de presă la valoarea ta, la vechimea ta în presă, zice, ea nu are și umor. Inteligența artificială ne spune Tatiana, așa e, draga mea. Dar o putem învăța și pe ea. Stai tu liniștită. Cu încă două ca noi și cu Alexandra și cu tine, o reglăm, frate, că n-are cum ea. Până la urmă trebuie să facă ce ne dorim noi, inteligența asta artificială. O inteligență artificială probabil a unit dreapta și stânga în 2024. Eu zic că aici ai mâna inteligenței artificiale la Marea Comasare. Unirea a fost de pe vremea lui Ponta și lui Adă-ți aminte, atunci nu se punea problema inteligenței artificiale. Zici? Da. Poate da. Că ei o știau? Nu. Sau o aveau? Nu. Zici? Nu. Aveau consilieri pe probleme din Asia și au și acum din America. Adică își permitea Adrian Năstase în anii 2000 să își facă campanie electorală cu sfaturi și cu consiliere din partea unor firme și a unor specialiști din America și nu-și permit cei de acum. Hai să vorbesc, hai. Nu cred că mai e mâna vreunui specialist aici la câte prostioare. Hai și să la fii câte... surprinsă că una sunt sfaturile pe care le dau consilierii și specialiștii și alta este ce percep și ce fac ai noștri. Știi? E chestie de
Degeaba e voință, mai trebuie și putirință, știi cum așa, zice țăranul. Așa, 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 no. Putirință, aia no. Mi-a plăcut. Necomasăm, asta e sigur, mai avem doar un pentru minut. Europarlamentare. Doar pentru, acolo este nevoie de sprijin, pentru că teritoriul nu are candidați sau foarte puțini. La europarlamentare candidații sunt de la centru. Ăia trebuie ori să-și păstreze posturile pentru încă un mandat, ori apar figuri noi care trebuie promovate și propulsate. Și atunci este nevoie de sprijin din teritoriu, da? Și hai să ne unim ca să trecem hopul ăsta și să mergem în Parlamentul European cu oamenii pe care îi vrem noi. Pentru locale rămâne la latitudinea fiecăruia, fiecărui județ, fiecarei filiale județene. Dacă vrei să mergi mai departe în comasare cu, nu comasare, în uniune cu PSD, PNL, e bine, dacă nu în fiecare pe... Dragii mei, nu, aici ne luăm la revedere. Deci, va fi deci, bătălie mare. Va fi cu Caragiale, dragii atâta mei. L-au stârnit pe Nistor, deci atâta l-au stârnit pe Nistor cu figurile lor și cu așa, încât mă aștept la, abia aștept, de fapt. De-abia așteptăm. Rămâneți, dragii mei, mulțumesc, Nicol, mulțumesc drag. Încă o dată, ne vedem lunea viitoare cu Nicol aici, probabil și cu vești noi. Rămâneți, dragii mei, alături de noi aici la Hunedoara 1 TV. În primul rând că jurnalul de știri de la 17.40 nu e scris de inteligența artificială. E Nicol Ebner și Petronela Tămaș, îi spunem că o iubim și o așteptăm alături de noi. Mâine dimineață de la 7 fix, aici, alături de mine, la Dale Dimineții, vom povesti de planetara de la calculator. No, nu râdeți, că nu e de glumă. Adi Bulea ne va explica cum stăm cu planetara de la calculator. Până mâine dimineață, când ne revedem aici, eu pot doar să vă spun cu tot sufletul meu curat și cu toată dragostea mea pe care vă port. Vă doresc o săptămână plină de realizări, să aveți parte de oameni frumoși în calea dumneavoastră. Și până mâine dimineață, nu uitați, eu vă iubesc. Sper să iubiți și dumneavoastră, să și arătați asta celor de lângă dumneavoastră.